adică chiar în timp ce o conduceam m-am asociat-o cumva cu săritura mea de la Jocurile Olimpice, care am și câștigat. În 25 de metri atingeam oarecum 80 de km pe oră, un salt foarte înalt cu o viteză, la fel și mașina. La drum lung aș prefera manuală, pentru că cu cea automată devine puțin plictisitor. În oraș, la cum se circulă, la traficul pe care îl avem, cu siguranță una automată. Pentru că nu mai mestești mămăligă, cum spune toată lumea, că stai și mesteci. Dar cu siguranță una următoare va fi automată. Știu de când eram mică, că mi-am dorit o mașină roșie. Mașina mea este argintie, am spus că următoarea, cu siguranță, voi încerca să fie roșie. După mine aș prefera, în momentul actual, o mașină sport. Prietenul are un Jeep, el îmi tot spune că trebuie să te gândești, să poți să mergi și iarna, să... Mașina mea este tracțiune spate, iarna mă cam uit pe geam la ea dacă ninge foarte mult. Dar îmi plac mașinile sport. Când mergeți împreună, cine conduce? Dacă mergem cu mașina lui, la drum lung, de obicei plecăm cu a lui, el conduce. În oraș sau eu, dacă am de mers, nu știu, la Ploiești, sunt cu mașina mea. Dar îi place și lui să conducă mașina mea. Chiar anul trecut a avut posibilitatea să se joace așa puțin cu ea, nefiind eu în dreapta, pentru că dacă sunt în dreapta, îl cam cicălesc, nu mai alerga, nu mai fă, nu mai drege. Și a spus că chiar i-a plăcut cum a stat pe curbe, a experimentat drumul dintre Predeal către Poiană, pe partea cealaltă, Râșnou. Și când am ajuns eu, după ce mi-am terminat treaba, încă mai miroseau cauciucurile. Deci îți dai seama cum a mers el. Eram cam disperată în acea perioadă de dulciuri. Primul lucru pe care îl făceam când ajungeam într-o altă țară, ne uitam să vedem ce avem în jurul hotelului. Avem vreo benzinărie, vreo magazin non-stop, ceva unde noi am putea merge să ne procurăm câte ceva. Fugeam la magazin, dădeam să mi se cumpere, fugeam noi. Și domnul Belușu ne-a urmărit odată și a făcut cruce, că a zis că unde intră atâta mâncare noi. Aveam 40 de kilograme în 4 ore cât stăteam afară, cred că puneam pe noi între 4 kg.